Salutare și bine am găsit la un nou clip cu mine. Asta înseamnă un nou clip cu periferice, iar de data asta avem un mouse de la AOC de gaming GM510. Începem, bineînțeles, cu faimosul unboxing, să vedem cu ce vine în cutie acest mouse de la AOC. Numai în continuu, să zic AOC în continuu. Ia să vedem cablul de la AOC. Ok, să vedem cablul. Destul de lunguț, are exact 1.8 metri, iar în cutie, pe lângă mouse, avem și manualul de instrucțiuni. Dar o să punem ăsta undeva unde o să stea. Așa. Ia să vedem, scoatem asta din cutie, bam, mouse, salvați planeta. Și este vorba despre un mouse super ușor, pentru că efectiv poți să vezi prin el. Interesant. Preferatul tău, nu? Preferatul meu de un mouse foarte ușor, sunt curios câte grame are. Ceva îmi spune că undeva pe la, între 55 și 60 de grame, dar o să testez pentru că am cântarul aici lângă. Eu zic că are 58. Nu m-am uitat pe... Da, are 58, dar știam și eu că are 58, da. Voiam să par eu inteligent, nu tu. De-aia m-am aproximat. E ok, stai la Reddit, nu e problemă, tu le-ai interesat. Avem un cablu suficient de lung, foarte ușor, matisat sau bungee cord, cum se spune în engleză. Scuzați-mă pe mine. Un mouse ușor, ia să vedem, ca feedback, plastic în mare parte, dar pare rezistent. Butoane stânga-dreapta, laterale, buton de DPI pe mijloc, scrollul se simte destul de bine, click stânga, click dreapta. O să facem, bineînțeles, și un test la sunet. Acum o să încerc cu click stânga-ul, click dreapta-ul, scroll sus-jos, butonul de DPI, iar butonul de back and forward. Acest mouse de la AOC, GM510, vine cu un senzor PixArt 3389. Switch-urile sunt Kali, iar DPI-ul maxim la care poate ajunge este 16.000, adică suficient. Foarte, foarte mult. Dar înainte de toate, m-am uitat între timp pe cutie, scrie că sunt 58 de grame, dar eu tot vreau să verific. Ia să vedem, cântarul nostru de toate zilele, 61, 60, 60 de grame, până la urmă, aia e. Dar înainte să-l testez puțin și să vă spun la ce concluzie am ajuns, vreau să vă aduc aminte să apăsați pe butonul de like, share ca să vadă și prietenii voștri și comentarii, pentru că de ce nu? Acum că am testat și acest mouse de la AOC GM510, pot spune că m-a lăsat cu o impresie destul de plăcută. În primul rând, cred că știți deja dacă ați mai văzut cel puțin videoclipuri cu mine când fac review-uri la diferiți mouse, mie nu-mi plac mouse-ii ușori, prefer să fie mai grei. Este un mouse de tip ultralight, din nou nu e categoria mea preferată, dar în schimb este mai ușor decât majoritatea mouse-ilor din această categorie, pentru că are 58 de grame aproximativ, după cum scrie pe cutie. Am testat, bineînțeles, și software-ul care vine, G-Menu, este software-ul celor de la AOC, unde acolo ne-am jucat puțin cu culorile, pentru că este RGB. Are 6 profile, mai exact, pe care putem să le schimbăm foarte ușor din butonul acesta de pe spate și ne trece prin fiecare profil în ordine crescătoare, depinde cum le notăm noi în software. Bineînțeles, putem să schimbăm cam tot ce ține de culori, dacă vrem să fie o culoare statică sau nu, dacă vrem să avem diverse moduri de briefing sau de rainbow sau așa mai departe. Putem să schimbăm, bineînțeles, și sensibilitatea, pulling rate-ul, dacă vrem să punem un anumit speed pe double click, pe pointer speed și pe scroll speed. L-am testat puțin în Counter-Strike, pentru mine e mai greu să mă obișnuiesc cu un mouse de genul, pentru că greutatea lui cea mai mare este în partea din față, partea din spate, după cum o să vedeți și în b-roll, este
goală, absolut goală, iar greutatea fiind mai mult în partea din față decât în partea din spate și nu este o greutate uniformă pe tot mouse-ul, automat mișcările pe care le faci, mai ales într-un joc de tip FPS, trebuie să difere puțin, trebuie să te joci puțin mai mult cu sensibilitatea in-game, ca să-l combin cu un DPI anume al mouse-ului, plus că, din nou, mișcările încheieturii sunt diferite când avem de-a face cu un mouse cu greutate mai mare pe partea din față. And that's a fact. Adică, știu ce zic. Știu ce zic. Faptul că acest mouse are aceste găuri, pe lângă că îl face mai ușor, dar în același timp nu îi afectează rezistența, este făcut dintr-un plastic destul de rezistent, chiar dacă este foarte, foarte ușor mat, în continuare lasă foarte multe amprente pe părțile laterale, cât și pe click stânga și pe click dreapta, dar este în continuare rezistent. Chiar dacă acest mouse are aceste găuri, trebuie să fiți atenți la mizerie, pentru că se poate acumula foarte mult în zona asta, cât și în interior, și trebuie să aveți grijă când îl curățați și, bineînțeles, cum îl curățați. Dar asta este valabilă la orice fel de mouse cu acest design. Iar dacă vreți să vă luați acest mouse și sunteți ca mine, adică țineți foarte multe băuturi, pahare, ceși pe masă, pe birou, unde vă jucați voi, și vă este frică că puteți să vărsați apă, suc, bere, vin, energizante chiar în aceste găurele, să știți că n-ar trebui să se întâmple nimic, pentru că, după cum vedeți și în b-roll, în zona aceasta, care desparte partea de senzor cu zona asta, unde este doar plastic și este gol, este un perete de sus până jos, tot din plastic, deci n-ar avea cum să intre niciun lichid în zona aia care să afecteze mouse-ul. Dar în același timp nu vărsați nimic pe el, just in case. Dar acest perete, pe lângă că poate proteja mouse-ul de lichid, este un mare plus și pe partea de rezistență, pentru că automat adaugă puncte în plus rezistenței, deci dacă face ceva de genul, n-ar trebui să-l stricăm prea ușor, cel puțin. Per total, este un mouse destul de decent, îmi place foarte mult cum se vede logo-ul de la AOC, iluminat, arată foarte bine și cu lumină statică, cât și cu funcția asta de rainbow, și mai ales seara când este întuneric în cameră, dă un efect chiar mișto. În același timp, problema cu amprentele, cam la majoritatea mouse-ilor, dar nu este un minus atât de mare, pentru că până la urmă nu-l luăm ca să arate bine, ci ca să funcționeze, să miște așa cum ne dorim noi. Ăsta a fost și review-ul meu la acest mouse de la AOC GM510. Dacă v-a plăcut, vă mai spun o dată să apăsați pe butonul de like și să nu uitați că în descriere avem toate linkurile, inclusiv către Patreon dacă vreți să ne susțineți, către Discord ca să vorbim acolo cât mai mult și să chiar să ne jucăm împreună, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, la fel în descriere, dați și acolo un like, follow și un share. Eu am fost Mihnea, ăsta a fost mouse-ul de la OC și ne vedem data viitoare. Bye!